Cum ar fi să înțelegi de unde ai frica de atașament? Știu sigur că te doare foarte mult, dar frica de atașament apare de la o rană din trecut. Această rană este rădăcina acestei frici. Atunci când ai avut încredere în cineva și te-ai deschis cu tot sufletul și ai lăsat ca acea persoană să te cunoască exact așa cum ești. Ai iubit cu toată ființa ta și ai fost rădat sau părăsit și cu greu ți-ai revenit după această experiență foarte dureroasă. Această durere te-a făcut să nu mai ai încredere în nimeni și de multe ori ai avut de suferit și la stima ta de sine. Sunt aici pentru tine. Programează o consultație și haide să vedem despre ce este vorba și prin ce experiență neplăcută ai trecut. Îți mulțumesc!